Pentru cei câțiva care nu știu, eu mă numesc Mircea Diaconu și acum ne aflăm într-un teatru, Teatrul Notara, unde muncesc de foarte multă vreme. Și faptul că sunt aici, pentru mine e deja, și acum, e un miracol. Pentru că, în mod normal, trebuia să fiu undeva în munții în care m-am născut, acolo în satul meu. Poate creșteam vite, poate aveam o fermă, nu știu. Iubesc natura, de nu mai pot și mă doare când ajung acolo, de fericire. Și totuși, viața face ce vrea din noi. Așa încât, cu minte și serios, am făcut școală după școală, am fost cu cât am putut eu de cu minte și de serios, așa am fost educat. Tatăl meu era învățător și bunicul meu era preot. Atunci, asta auzeam, asta vedeam la mine în familie. Să faci cât poți de bine ceea ce ai de făcut. Dacă ai descris lecțiile, trebuie să o faci cât poți de bine. Să nu pătezi. Mama ne rupea hârtiile, ne rupea foile care erau greșite sau rectificate și o luam de la capăt. E, chiar lecția asta contează tare mult. Dacă greșești, trebuie să o iei de la capăt. Asta a fost regula vieții noastre și când zic asta, spun și eu și fratele meu. Bun. Deci, dacă așa faci, dacă așa ești educat, această metodă se aplică la tot ce faci tu în viață. Am terminat liceul, cât am putut de bine, am fost și eu premiant. După care m-am îndrăgostit, cred accidental, dar e mai puțin important, de teatru. Am dat admitere într-un loc unde nu intrase nimeni niciodată pe toate văile ale noastre. Nu se știa despre lucrul ăsta. Nici eu nu știam nimic despre lumea în care urma să intru. Nu văzusem niciun spectacol de teatru niciodată, înainte de a da admitere la facultate. Poate vedeam la televizor un actor sau doi care recitau, atâta tot știam despre lumea asta. Și totuși am îndrăznit că și asta contează în viață. Să fac pasul, să încerc. Am intrat, absolut miraculos, pe ultima linie, cu George Mihăiță alături, am doi pe ultima linie, după care am intrat într-o lume nouă, despre care nu știam absolut nimic, care la început cel puțin mă respingea. A fost un chin. Deci a te adapta la o altă lume, la 17-18 ani, dar tot metodele mele inițiale au contat, adică ceea ce ai de făcut trebuie să faci cât poți de bine și să nu te mulțumești niciodată. În sensul că gata, am ajuns, dacă e bine, nu. Mereu mai e ceva de făcut, mereu ceva nu e terminat. Și am mers mai departe. Și am ajuns actor, am început să fac filme. În clipa în care terminam o repetiție la teatru, plecam imediat acasă, la mine, unde cumpărasem o căsuță cu curte, și mai făceam ceva. Deci ziua trebuie să treacă nu degeaba, stând într-o cărciumioară, simțindu-ne bine cu băieții, ci să mai fac ceva acasă. Iarăși spun, toate lucrurile astea au venit sau vin sau sunt în mine de la părinți, de la bunici, de la străbunici, știu totul despre ei. Suntem obligați, după părerea mea, să știm cât putem de mult despre cei care au fost înaintea noastră, pentru că noi, cei de azi, suntem suma a ceea ce au fost ceilalți dinaintea noastră. Și suntem obligați mai departe să dăm copiilor noștri același lucru. E o forță, dacă vreți. E o forță. Tu nu ești singur pe lume. Îi ai pe ceilalți dinainte și pe cei care vor veni cu tine. Ai tăi, firește. Mai zic un lucru. Maestru Berigan spune și explică strălucit arta de a trăi. Sigur, e nevoie, cum spun, să muncim, să avem vise spre care ne îndreptăm pas cu pas. E păcat ca zilele și orele vieții noastre să se ducă degeaba și nu în slujba acelor vise pe care le ai sau a bucuriilor pe care ți le oferi. Arta de a trăi este suma acestor lucruri. A ceea ce faci efort ca să fii și a clipelor care trebuie să aibă și partea lor de încântare, de bucurie, cu tine și cu ceilalți de lângă tine. E fabulos să trăiești. Când Dumnezeu ne-a mai dat și o țară ca asta, când Dumnezeu ne-a dat prieteni, că știți foarte bine, fiecare dintre noi avem prieteni, nu seamănă unul cu celălalt, se completează. E ca o mică lume, ca un mic univers, universul fiecăruia dintre noi, cu prieteni, cu familie, este
ca un cerc cald în care te simți bine și care, până la urmă, dacă ești suficient de generos, poate să însemne și țara ta și lumea ta. E o singură cheie în viață. Să faci serios ceea ce ai de făcut și să te simți bine în viața care ți-a fost dată, atâta cât e ea.